Partidul Național Liberal se află în plin proces de reorganizare în județul Neamț. Sub sloganul Politica, un sport de echipă, noua conducere a organizat vineri o conferință de presă la Roman, prilej cu care s-a discutat despre revigorarea PNL în Neamț. Unitate, organizare, încredere, putere și răbdare. Asta au cerut noi lideri de la membrii PNL, mergând pe ideea că vechea conducere nu a ținut cont niciodată de ceea ce a dorit majoritatea. Dacă pentru deputatul Dorin Ursărescu ar fi ceva sentimente, pentru Neculai Stan nu. Obiectivele noastre sunt clare. Partidul Național Liberal trebuie să devină și în județul Neamț vioara întâi a politicii locale. Deci noi, eu vă spun, am mare încredere în colegii mei și împreună vom construi și vom face cel puțin la nivelul anului 2016 agenda atât politică a județului și mai ales agenda cetățenilor, pentru că asta ne-am și propus, să terminăm cu teme sterile care privesc numai viața politică și să ne concentrăm, să ne acordăm atenția și acțiunile spre agenda cetățenilor. Și electoratul va analiza cei care au substanță, cei care au verticalitate, cei care au consecvență vor fi apreciați. Indiferent dacă sunt sau nu sunt la putere, indiferent dacă sunt sau nu sunt în arcul guvernamental, însă oamenii care își păstrează aceeași linie și aceeași politică vor fi cei care vor câștiga în timp. De aceea le spun tuturor celor care în momentul de față sunt în diferite forme de analiză să își gândească foarte bine pașii, s-ar putea ca la finalul campaniei electorale și pe data de 16 noiembrie să constate că s-au mutat într-o barcă pierzătoare. Și atunci ei vor fi cei care vor deconta și nu noi. Dar cel mai mult va suferi cetățeanul de rând care își pierde încrederea din perspectiva faptului că vede aleși locali care se mută dintr-o parte în alta. Din altă perspectivă vă spun că este benefică. Pentru că, așa cum se spune, se separă bobul de neghină, așa se întâmplă și acum. Să văd fiecare și om și fiecare caracter în funcție de ceea ce vrea să demonstreze, ceea ce vrea să pună în valoare. Pentru că mai bine să știm de la bun început cei care sunt cu noi și cei care nu sunt cu noi. Prezenți au fost și profesorul Liviu Brătescu, vicepreședintele PNL Iași, dar și fostul viceprimar de Roman Constantin Ghica, care a revenit în PNL. A sosit vremea ca, dincolo de ceea ce promit partidele politice în campaniile electorale, partidele să se profesionalizeze. Avem la nivelul Partidului Național Liberal, la nivel central, o organizare de tipul acesta al comisiei speciale care să reprezinte cadrul în care profesioniștii partidului discută și analizează, practic, direcțiile de guvernare. Intenția mea este să declanșăm un proces pe care l-am coordonat de altfel și l-am declanșat la nivelul județului Iași încă înainte de campania din 2012, când am prezentat un program de guvernare locală care prezenta viziunea Partidului Național Liberal asupra administrației locale. Ei bine, acesta va fi un obiectiv adevărat pe termen lung. Vedeți că ne gândim și la obiective pe termen lung, nu doar la modul în care gestionăm campania aceasta pentru alegerile prezidențiale. Obiectivul nostru, al meu în calitate de coordonator acestor comisii, este ca în preajma alegerilor din 2016, dumneavoastră alegătorii să știți foarte exact care este viziunea Partidului Național Liberal la Neamț în privința Consiliului Local, a Consiliului Județean, a problemelor, cu alte cuvinte, cu care se confruntă comunitatea la nivel local. M-am întors la prima dragoste, fiind membru din 90-a Partidului Național Liberal, mă alătur echipei liberale și vom face politică liberală în municipiul Roman. Eu n-am plecat niciodată din PNL, am fost exclus din PNL în 2011. Motivul și modul în care a fost exclus nu are sens să mai fie, nu s-a respectat principiul majorității. Da, mă rog. Adevărații liberali sunt astăzi în PNL, au concluzionat liderii din Neamț, aceștia amintind câteva nume ale foștilor membrii PNL Roman care au revenit în echipă, dar au subliniat și faptul că cei trei consilieri PNL din actualul mandat se regăsesc de asemenea pe această listă. În acte figurează în organizația PNL Roman 1600 de membri, dar urmează o verificare a acestor nume. Între timp, la Roman s-au strâns 15.000 de semnături pentru candidatul ACL la prezidențiale, Klaus Iohannis.